Da, ne-a rămas o parte din inima chiar aici. Experiența asta a schimbat ceva în noi pentru totdeauna și nu vom uita niciodată fețele acestea. Dacă ar fi să numesc care parte a lumii ne-a plăcut cel mai mult din câte locuri am vizitat, este Africa. Clar nu este locul unde curge lapte și miere, dar nouă ne-a intrat la inimă. Vă luăm cu noi într-o aventură colorată, pe mare, dar și în aglomerație. În bucurie, dar și în frică. În sărăcie, dar și în bogăție. Dar cel mai frumos lucru, motivul pentru care și zicem că în Africa găsești ceva ce nu găsești nicăieri pe pământ, este viața oamenilor de rând. E ceva ce noi, societățile așa zis dezvoltate, ne-am pierdut, dar în Africa încă găsești. Oameni și bucuria în lucrurile simple. Noi suntem familia Mateș, adică Paul, Sara, Melissa, Scarlett și Amza. La jumătatea călătoriei, Melissa și o parte din grupul de prieteni s-a reîntors în România, dar oarecum ne-am reîntregit cu Sara, Alex și Anais și ne continuăm aventura în Kenya. Welcome to Nairobi! Copii, 5200 de metri. So Mount Kenya is actually the second highest peak in Africa, I believe. But what they did was they drew the line from Mount Kilimanjaro, they gave to Tanzania, and they gave Kenya, Mount Kenya, so that Kenya doesn't have two high peaks. So Tanzania got the famous one, Kilimanjaro. Yeah. But actually Mount Kenya is just lower than Kilimanjaro. Favorizat să-l vedem, pentru că de obicei cam 80% din timp muntele Kenya nu se poate vedea pentru că este acoperit de nori. Dar astăzi se vede super, super, super. Suntem în altă zonă în Kenya, dragilor! Suntem puțin mai spre nord, lângă muntele Kenya, Mount Kenya. Aici am un prieten drag și să știți că m-am întâlnit cu el într-un context foarte ciudat. Paul and I met on Instagram. He was sharing a story or a post being down at Diani, and I saw it and I said, "Ah, let me contact these guys, see how they're getting on their journey." De la un mesaj pe Instagram am ajuns să fiu prieten cu el, iată-mă aici astăzi. Noi am vorbit, mi-aduc aminte că îmi spusese la un moment dat că, știi, visez ca odată să mă întorc înapoi în Kenya, unde am și crescut, și de data asta să mă duc în misiune împreună cu familia mea, să fiu misionar acolo. And then Paul phoned me up a few weeks ago and said, "I want to come to Kenya," and I said, "Karibu, come." Such a great testimony. It's a great story of, you know, people coming together who have no idea but have a same heart and passion for, you know, the Lord and for, you know, one another. So we're going to go visit a primary school, then a special school, and then a secondary school. Entuziasmați acolo în spate, românii? Yeah! Abia așteptăm să ajungem la școala cu copii speciali. Asta este inima lui Tim. Ne-am oprit ca să luăm niște biscuiți pentru copii. Imaginează-ți că din locul ăsta, de aici, Tim cumpără și benzină. Ne-am venit pregătiți cu bombone, dar știi, la copii cu nevoi speciale nu poți să le dai zahăr. Așa că nu a fost o idee bună, nu ne-am gândit la treaba asta și vrem să le luăm niște biscuiți. Sara! E Sara? Yeah! Yes! Yo! Ce drăguță e, doamna, wow, ce ospitalier sunt. Deci am cumpărat biscuiți și am cumpărat și niște apă ca să avem apă îmbuteliată. Nu poți să îți permiți ca străini să bea aici apă normală, că cine știe ce boală mai ai. I grew up in Africa. I was born in South Africa and then I went to Kenya when I was really little, and I lived in Kenya for about 10 years. And then I went back to the UK to study, to do school, and stayed there for about 20 years. And I've now just come back here to Kenya as a missionary. And it's been a great, great chance. I brought my family out. I've got two young kids. I'm married. And it's a great journey. I used to be a teacher. I taught ICT computer science. I love sport. I love the Lord. And yeah.
So one of the things we do in schools is we give out Bibles, and you know, Bibles is the most wonderful gift you can give someone. The other thing is that we do give out food and we do give out clothes, but the Bible lasts forever. It lasts a lifetime and into eternity. Bineînțeles că viața unui om este foarte complexă, dar noi o să ne rezumăm în acest video să vedem doar trei părți din viața lui Tim. Prima parte este școala primară. A doua parte este școala copiilor cu nevoi speciale. Aici. Iar apoi este secondary school, adică școala de partea a doua, elevi până la liceu. Unde el vorbește, merge acolo, încurajează tinerii, vorbește chestii din Biblie, îi ucenicizează, să-i spunem așa. Este o lucrare complexă, noi o să vedem așa mai zoom out și o să mergem puțin în detaliu, dar măcar putem să arătăm ceva în cât timp putem să oferim aici pe YouTube. Și am ajuns la școala primară! Yuhu! Hai să vedem cum e la școală și aici! Hello, hello! Hello, hello! Hey. Cel mai interesant lucru pentru copiii kenieni este să atingă părul nostru. Ia uite ce ne ating mâinile. Ia uite. Ce curioși sunt ei, cum arătăm. Time. What is that language? Romania. Cum i-am zis? Bine. Te-au cam ciufulit. Le-ai făcut o mare bucurie, tati, da. Să-i lași să-ți atingă Dumnezeu părul. Dumnezeu este foarte bucuros că tu ai vrut să le faci bucurie. Și acum le dăm bombonele, da? Dar mergem? Eu aștept să-mi fac dreaduri ca să nu mai știu unde e părul meu adevărat. Ia uite ce scumpi. S-a sunat cu clopoțelul și acum toți merg în clasă. Cum e asta? Wow. Apropo, vă place cum am îmbrăcat? Sunt îmbrăcat așa, stil Kenya. Colorat, dungi, chestii. Mi-am cumpărat cămașa asta de pe aici, dintr-un sat, în drum spre locul în care suntem acum. So our main work here is with schools, with disadvantaged kids, kids that have very little and that are really challenged, maybe from very poor backgrounds or from tough backgrounds. And so we go into schools and we support them in many different ways with things like food, water, materials and things. But we also share the love of God. We share the good news of Jesus with them. Deci, am ajuns la elevii de clasa a 7-a. Hello! Abarigani! Zuri! Hey, abarigani înseamnă ce faci? Și tot mai zic, bine! It's very nice to see you. And what is my name? Timothy West! Timothy West! Oh, so nice! That's good. Now, I want to introduce you to my friends, okay? They have come from a long way away, a place called Romania. Can you say Romania? Romania. Let them introduce themselves. And you want to start over here? Anais. 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 Scarlett. Scarlett. Alex. Alex. Hamza. Hamza. Sara. Sara. And Sara, another Sara. And Paul. Hai să învățăm noi ca români niște cuvinte în limba română. Am vrea să-i ascultăm mai mult, să vorbească limba lor ciudată. Și stăteau și trăgeau cu urechea. Și la fel cum stau ei acum și râd de noi și zic ha, 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 ha. So what do you think about our language? It's very interesting. Interesting? Very interesting, yeah. Bună! Bună! Or you could say salut. Salut! Salut! Câți ani ai?
Yes, it means how old are you? Sau, aparigani. Ce faci? Ce faci? Yeah! You even got a good accent, you know? Dragilor, copiii din școala asta vorbesc trei limbi! Trei limbi! Stai! Unii vorbesc patru! Dragilor, n-avem nicio scuză să învățăm o a doua limbă, engleză sau măcar încă una franceză sau spaniolă, italiană, ceva în plus, germană, abar n-am. Ar trebui să învățăm și noi mai multe limbi. Ei vorbesc patru limbi. And if we have the Bible, we have everything because we have Jesus through it. So when you have this gift, it's the most precious gift to have, a Bible, their own Bible. So you can read it yourself and you can learn about Jesus. We've got some sweets for you as well. Clasa întâi. Copilul ăsta zice că nu poate să țină și îi dăm afară. Deci educatoarea lor este plecată afară în pauză și ai uitat cum stăteau cu minți. Deci e șocant. Mă ajuți, tati? Mulțumesc, tata. Dânsa este doamna învățătoare. Băi, ce copii cu minți are aici. Viața aici e foarte simplă. O catedră înseamnă asta, o bancă înseamnă asta. Știi care e faza? Când am fost înscris în clasa 1, banca în care am stat arăta foarte, foarte aproape de stilul ăsta de bancă, foarte tocită. Cine știe câți zeci de ani ori fi trecut peste și îmi aduce aminte de copilăria mea cum eram. Bineînțeles că clasa arăta mult mai bine decât arată aici. Educația în Kenya este foarte, foarte importantă. Ei văd educația ca șansa ieșirii din sărăcie. Cei care sunt educați și au facultăți și așa abia reușesc să aibă un job. Cei care nu au educație înseamnă că sunt sortiți sărăciei, dar o sărăcie la nivel de a mânca. Nu o sărăcie la nivel de nu-mi permit o mașină șmecheră sau nu-mi permit să mă duc în concediu, nu știu unde visez eu în străinătate. Sărăcia aia de a avea de mâncare. De asta ei sunt foarte serioși cu școala, nu există abandon școlar cum există la noi. Și nu există analfabetism funcțional, cum există la noi. Deci ei chiar fac școală. Yeah, we just love kids. I used to be a teacher and all of that, you know, heart and care for young people is something that I love to give back. And it's a great joy to be able to help kids that have very little and to give them an opportunity to better themselves through education. So this local area here has a lot of great people who do farming. They're the local Kikuyu tribe and they enjoy their land. The land is really important to them. And this is a great part of Kenya, the real heart of Kenya. Și acum mergem în locul ăsta în care ți se rupe efectiv inima. E locul cu copii cu nevoi speciale, nevoi de toate felurile. Hey! How are you, buddy? Hi. Hey, hi. Look into the screen here. Do you see yourself? Yeah? Yes. Sunt foarte curioși de camera video, că nu prea văd ei o cameră video prea des. Îmi place foarte mult de Tim pentru că inima lui e aici. Nu e un tip care vrea să strângă bani și să facă niște chestii unde să-și pună numele, ci iubește oamenii de aici, iubește copiii și n-am fost stresat că nu o să găsesc asta și nu o să văd asta, că știam că iubește copiii, dar să vin aici și să-l văd între ei, să văd cum copiii îl cunosc și toți oamenii care sunt în jurul lui pe aici îl iubesc și așa, îmi place mult treaba asta. Abari Gani, Kevin! De mâna, mami! Abari Gani, Kevin! Ce zâmbet are, dragul de el! Doamna este house mom, mămica acestui centru. Da, ea este singură aici cu 15 copii, ea are grijă de toți.
You like it? Yeah! Yeah? Am înțeles. Deci ce bucurie le faci. High five! Wow, ce păsărele frumoase! Wow. N-am văzut așa ceva niciodată, cât de superbe sunt! Cum puteau, unde puteau să-și facă cuib într-un loc mai potrivit ca acesta? Nu s-au născut ca noi, tata, sănătoși. Ei n-au ales să se nască așa, tata. N-au ales. Ei au vrut? Păi normal că nu au vrut. Trebuie să-i privești ca și pe un copil normal, atâta tot. Trebuie să treci dincolo de bariera asta și să fii prietenos. How are you? High five! How are you? Five! Strong! How are you? Good! How are you, friend? I'm fine. You're fine! This is my son, Amza. Amza. Shake hands with him. Yeah, how are you? I'm good. Okay, hai să facem un room tour. Room tour, okay? Hai, el o să fie o gazdă bună. Hai, show us. Come on, one more. Deci aici este dormitorul lor, aici stau băieții. Și fetele stau dincolo. So this is the dormitories that they currently have, but they're not very fit for purpose. They're a little bit sort of dark. They're more classrooms. So these were classrooms converted to dormitories, but we want to get the kids a nice proper home where they can sleep and enjoy in a better place. Prima impresie de aici din centru este că personalul iubește acești copii. Și asta este cel mai important lucru, să fie iubit. Copiii ăștia să fie iubiți. Condițiile, e adevărat, trebuie să îmbunătățite, dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Știi cum e? Asta este baia lor, tata. Și aici este dușul. Ce zici, au nevoie copiii ăștia de un loc în care să fie, să plece de aici și să se ducă într-o cameră mai faină. Să aibă dușuri, să aibă sală de mese mai faină. Ce zici? Au nevoie? Da. Au nevoie, așa e tare. One of our main projects is helping special needs kids. We're building a special needs dormitory so that the kids have a better place to live and to sleep and to be safe. So the history of this project is that the school didn't have any boarding house or any proper toilets or any running water. So we decided to build them a proper boarding house which has running water, flushable loos, and a safe area for these special needs kids to be. It's a great project to help and support these very vulnerable children who have very little. And this is going to give them a great place to sleep, to rest, to bathe, to wash, to be clean, and all of these great things. So it's amazing to have this great support, and we're just so thankful for all the people that have helped, and my team of builders have been amazing. They're so good. How are you doing? I'm fine. I'm fine. A început petrecerea cu domnul Tim aici. Băi, deci, negri au un simț al dansului, al mișcărilor, este incredibil. Au sângele altfel față de noi. Okay, my name is Joshua Dirichon. I'm the head teacher of Daru Special School. So these are my kids, and some others are still at home. So majority of these are autistic. We have some who are mentally challenged. And we also have got some with the physical challenge. Yeah. And the necklaces? Ce drăguț! Și și aia acolo, ei au croșetat-o sau ce-au făcut acolo? Da, asta este un covoraș pe care a făcut-o fata asta. Da? Da. Yeah, congratulations! Ce mă, două dintre ele știu să scriu. În fiecare zi stau să scrie și după aia au un lucru manual. După ce cântați, că au o oră de cântat și de rugat, se roagă împreună. So this is lovely Beatrice, and she's one of the founders here of the school, really. In fact, the founder. 2005. And love makes miracles. Yes, we really love them. We embrace them, despite the categories. Aici o fată good. Care nu aude și ea vorbește în limba sordomoților și eu știu să-mi zic numele. Yeah. In the car? Yes, please. Yeah, in the car.
okay before lunch? O să-i dăm la fiecare copil niște biscuiți. Ok. Nicio problemă. Deci cum e să trăiești într-o lume în care nu vezi și nu auzi? Să te naști așa, nu știi ce cu tine. Deci ea trăiește într-o lume în care doar atinge. De asta și râde când e atinsă, totul e despre atingere pentru ea. Scumpa de ea. Da, copiii aici sunt cu diferite probleme, unii au autism, unii nu văd, unii nu aud, e o fetiță cu spină bifidă. Sunt cu diferite probleme de toate felurile și sunt primiți toți cu brațele deschise. Doamna care a făcut acest centru însă și a avut o problemă la picior, apoi a fost operată și pentru că a fost marginalizată, ea acum vrea să dea înapoi celor care sunt într-o condiție similară ca ei din trecut, să dea înapoi dragoste. Copii acolo cum aleargă după drone, ia uite! Așa? Yes? What's your name? Laham. Laham? Wow! And your name? Esther. Esther, wow! Beautiful name! Scarlett! Scarlett! Ce faci? Yes, we are best friends. Yes, best friends. You know, the best way to support us is to just, you know, follow our journey and to, you know, see how you want to kind of interact with it and maybe to pray for us and to sort of talk to us. And probably best thing is come and visit, come and see us here in Kenya. It's such a great opportunity to go into these schools and to do a short-term mission trip. And we'd just love to connect with people and to get people who have a heart for the, you know, poor people or who want to help or use their skills and talents in a creative way. And to join us in what we're doing out here in serving disadvantaged kids and improving education. So yeah, Karibu, you're very welcome. Și am ajuns și la momentul mesei. Fiecare a primit o farfuriuță de mâncare. Au orez cu morcovi, fasole și ciapati, preferatul nostru. O să mâncăm și noi imediat ciapati și cu ceva ce mai e pe aici și fasole. Fiecare primește o farfurie în afară de câțiva, toți mănâncă singuri. Și asta e un lucru fain, că nu trebuie să fie ajutat și e fain pentru stafful de aici. Fetița asta are epilepsie și doar de când suntem noi aici a făcut câteva crize și mă bucur așa mult că Sara îl învață pe Amza să fie empatic și să o ajute, știi? Să treacă peste bariera asta. Așa, e super. Peste bariera asta, știi? Știți și voi ce vreau să spun. Ideea e că noi venim dintr-un mediu curat, așa, bogat, în care avem o viață perfectă și ne este foarte greu să ne coborâm la simplitatea la care trăiesc ei. Dar trebuie. Pentru noi ca adulți este mai ușor, poate. Dar copiii trebuie duși de noi așa de mânuță în lumea asta ca să-i învățăm încă de pe acum să iubească într-un mod activ. What is your favorite color? Yellow. Yellow. Culoarea lui preferată e galben. Wow, good job. Mamă, Scale joacă prinția cu copii. Ce greu e. Ce? Ce greu e. Ce e greu? Ia! Și am ajuns și la școala de copii mari. That you have been blessed with some visitors. Blackies? Beauty! Blackies? Beauty! Fortunately, today we have some
White. Ce drăguț face. Noi suntem negri. Mai ziceți o dată, negri. Și negru este drăguț. Și astăzi o să avem niște alți. Ia uite, și noi suntem drăguți. You guys are beautiful. Wow, you are so nice. I've missed you. It's so nice to be back with you. It's such a blessing. Can you say Romania? Romania. Romania, okay. And they are a lovely family, okay? Wow. Asta a fost un aplauz special pe care îl dau oaspeților în apreciere. Super. I'm so shy. You want to hear Romanians? Yes. Sunteți extrem de frumoși. Deci mă uit așa, fețe perfecte. Nu m-am filme, văd. You are so beautiful and so such perfect faces I see just in the movies. Hello. This is not my real hair. Like, my real hair is still here, but if I will braid it, I will have it more short, and I want it to be long, and I put fake too. De obicei nu fac treaba asta, dar acum o fac doar așa pentru că știu că exemplu are putere. Noi, ca și familia Mateș, avem un subscription mic de câțiva euro pe lună, prin care îl susținem pe Tim, de când a început el. Zic asta nu ca să ne lăudăm, zic asta ca să vă încurajez pe voi să faceți asta. De ce? Pentru că, vedeți voi, sunt organizații mari care au abordarea asta, dar organizațiile mari, tu nu ai de unde să știi unde merg acei bani, da? Pe când, pe Tim care îl văd, el este foarte, cum să zic, dă o socoteală extraordinară pentru fiecare leuț și toți banii pe care el îi strânge, 100% merg către copii. Și nu zic asta ca și cum ar trebui să verificăm de fiecare dată când ajutăm noi pe cineva. Contează să-i dăm dintr-o inimă curată, ce face omul cu banii, responsabilitatea lui. Dar să și știi că banii ajung unde trebuie, e o bucurie în plus. Pe site-ul asociației pe care o conduce Tim, www.generous.co.uk, ai să vezi diferite angajamente lunare prin care poți susține financiar un copil cu nevoi speciale în Kenya. 7 lire sau 40 de lei, 12 lire sau 70 de lei și așa mai departe. Acestea sunt diferite nivele financiare prin care poți asigura lunar traiul și îngrijirea unui copil ca aceștia și alții care așteaptă să fie primiți în școală. De fapt că vor să extindă școala. Renunți la o pizza cu un prieten astăzi și ții un copil de genul ăsta în școală o lună. Adică îi plătești mâncarea, profesorii, dormitul, tot ce e acolo. Este un nimic. E un nimic și din partea noastră să facem un gest din ăsta e extraordinar. Da, deja parcă și aud pe unii cum spun, dar nu avem noi sărași destui în România, trebuie să-i ajut pe ăia din Africa, ce treabă am eu cu ei? Dragilor, am zis-o și o mai zic și acum, cine o face în România, o face și în Africa și în alte părți și cine are o problemă cu ajutorul în Africa, de fapt nu ajută pe nimeni, doar gura de ei. Dar dacă tu ai văzut video-ul ăsta, simți cu timp și simți și ce am simțit și eu, poți să faci un subscription lunar mic și are un impact foarte mare. Noi, familia Mateș, îți mulțumim să știi că inima noastră a rămas în acest loc. Și dacă Dumnezeu ne va ajuta, vrem să ne întoarcem înapoi, sperăm noi cât de curând. Și apropo, până să venim noi ca să facem vloguri aici și să vedeți cum au evoluat copiii și așa mai departe, dacă dați subscribe și vreți să ajutați copiii de aici, Tim o să vă bage într-un grup de WhatsApp și o să vă pun acolo videouri și o să vă dea actualități despre cum evoluează copiii și așa mai departe. Dragilor, vă mulțumim că v-ați uitat până la final.